Astăzi echipa Fundației Ecodava este într-un raid ecologic prin două raioane, prin Orhei și prin Laionul Călăraș. Situația este una deplorabilă. Aici este la intrarea satului Tibirica și noi vedem că este practic o bombă, o catastrofă ecologică. Și de fapt această stare este practic în fiecare sat dintre aceste raioane. Organizația Ecodava ne propunem ca între acest an să trecem în fiecare raion și să vedem care este situația ecologică. Noi vom depune din partea organizației Ecodava mai multe scrisori, inclusiv la Ministerul Mediului, scrisori la Parlament ca situația numai decât să fie îndreptată, pentru că este imposibil, de fapt, la intrare în sat să fie așa dezastru ecologic, pentru că sunt aruncate deșeurile practic pe tot teritoriul și nu numai între acest teritoriu sunt aruncate, dar toate acestea plasticuri, toate acestea pachete sunt aruncate pe câmpuri pe câteva kilometri prin prejur. Alături este trasa națională, noi vedem și este rușine de fapt, înainte de sărbătorile de Paște, înainte de primăvară, este o rușine pentru că administrația publică locală nu-și bate capul anume de locurile acestea să le amenajeze. Eu cred că de fapt fiecare acestea sat vor primi diferite amenzi pentru ameliorare, poate pentru această situație vor îndrepta lucrurile și mult se vorbește despre integrare europeană, dar lucrurile de fapt din teritoriu sunt de altă natură.